Microrezervația rămâne deschisă, însă delfinariu, acvariu și planetariu se vor închide cel puțin până pe 22. Vom proceda la operațiuni de dezinfecție. Dezinfecție care va fi urmată de o perioadă de așteptare, așa cum trebuie să fie o dezinfecție serioasă. Ăsta este un principal motiv. Domnul președinte Suțuianu a luat această inițiativă de a închide tot ce înseamnă săl de spectacole, în muzee, în ideea de a porni de la un zero eventual pe 22 de la un moment de dezinfecție și un moment în care tot ceea ce intră, va intra prin dezinfectoare și va ieși pe alte, pe alte căi, pe alte, alte soluții de ieșire, în felul acesta să ne putem realiza un flux de urmărire, un flux de protecție a, a, a oamenilor care vin. Noi trebuie avem o responsabilitate. Și județul și a înțeles-o, și noi, ca și manageri de, de muzeu, avem resp responsabilitatea de a. Face bine, primul non nocere, cum spune medicul. În primul rând să nu facem rău să nu se îmbolnăvească oamenii în momentul în care vin să vadă ceva frumos. Trebuie să le asigurăm că așa ceva nu se va întâmpla. Din acest motiv, pornim cu acest, cu acest zero de dezinfecție peste tot, după care cu dezinfectoare instalate și cu tot ceea ce înseamnă de mâini de picioare, cu traseu special vom putea oferi uh, niște condiții de vizitare 100% sigure, perfect sigure. În condițiile în care. Uh, această viroză, coronavirusul, va ajunge și la noi, cu siguranță va ajunge și la noi, însă sperăm cât mai târziu și sperăm să punem cu toții umărul ca această viroză să se răspândească cât mai greu la noi, cât mai târziu, pentru a putea beneficia de eventuala vaccinare ce va apărea probabil la anul. Ce vor face delfinii în toată această perioadă? Delfinii învață, au de învățat, fiindcă vine vara. Sperăm ca până în vară să fim, să fim uh, uh, indemni, să fim siguri, sperăm ca și condițiile climatice să potolească răspândirea acestui virus. Și este un virus, până la urmă, a frigorii, adică un virus iubitor de, de aer rece. Și până la, la, uh, la vară să mai învețe ceva, delfinii, ei nu sunt în un risc. Această coronavirusă abia a trecut pe om. Este un. Animal, este o zoonoză inițial, este un, un virus ce a trecut de pe un animal, dar care a fost în incidența medicilor veterinari, acum este la medicii umani, fiindcă are un pasaj pe om, un pasaj care înseamnă adaptări succesive și sperăm sperăm să nu devină mai velogen, mai puternic. Dar până atunci ne protejăm. Angajații complexului muzeal, în număr de 70, sunt uh, la muncă. Îngrijesc animalele, fiindcă ele n-au cum să nu fie îngrijite, iar cei care au semne de răceală de orice fel sunt îndreptați să stea acasă, îndreptați să se verifice din punct de vedere epidemiologic de riscul acestei infecții, iar acolo unde putem, acolo unde se poate, să își ia de lucru la domiciliu. În felul acesta să reducem o presiune de, de populație în birouri, să avem, să ne funcționeze toate secțiile, dar în același timp, unii la domiciliu, unii acasă, să putem, să putem uh, preveni și uh, această epidemie. La complexul Muzeal de la Naturii avem delfinariu, acvariu și planetariu închise. Însă, micro-rezervația rămâne deschisă și este recomandat să veniți la micro -rezervație, fiindcă este o sursă de sănătate, o oază în care îți iei vitamina D important, acum la sfârșit de sezon rece, este o oază în care te întărești, în care faci mișcare, în care îți stimulezi aparatul respirator, o rezervă respiratorie pentru eventualității negative ulterioare. În ceea ce ne privește, suntem deschiși, asigurăm dezinfecția, asigurăm, vă asigurăm 100% că nu este niciun fel de risc în a ne vizita. Este un loc în care spațiu e la el acasă, este foarte mult spațiu, un loc în care aveți, aveți suficient loc să vă odiniți, să vizitați și să vă luați o rază de soare.